1 Ioan, capitolul 5, versetul 14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Dumnezeu aude și înțelege. Rugăciunea reprezintă unul dintre lucrurile care reflectă apropierea noastră de Dumnezeu și încrederea noastră în El. Dacă ne rugăm pentru orice lucru, în loc să ne îngrijorăm și să încercăm să rezolvăm totul singuri, iată ce transmitem, de fapt, prin atitudinea și acțiunile noastre. Doamne, mă încred în Tine în această situație. Cred că mulți dintre noi se roagă, dar apoi se întreabă dacă i-a auzit Dumnezeu sau nu. Ne întrebăm dacă ne-am rugat așa cum trebuie sau destul de mult. Ne întrebăm dacă am folosit expresiile potrivite, dacă am citat destul din Scriptură și așa mai departe. Nu ne putem ruga adecvat dacă ne îndoim și nu credem. Pentru a te ruga, trebuie să ai credință. Dumnezeu m-a încurajat să înțeleg că rugăciunile simple, dar pline de credință, au mare preț. Nu trebuie să repet anumite lucruri în continuu. Nu trebuie să folosesc un limbaj elevat. Trebuie să fiu eu însămi și să știu că El mă aude și mă înțelege. Te încurajez să-ți prezinți pur și simplu cererea și să crezi că Dumnezeu te-a auzit și că va răspunde la momentul potrivit. Fii încrezător atunci când te rogi, să știi că Dumnezeu aude și e încântat de rugăciunea simplă, bazată pe o credință pură, rostită dintr-o inimă sinceră. Ai încredere că Dumnezeu îți va răspunde la rugăciune așa cum crede El de cuvință și atunci când consideră că este momentul potrivit.